Salutare și bine v-am găsit, suntem aici pe The Long Drive cu fratele Tony aici de față, suntem pregătiți să mergem într-o aventură extraordinar de mare, ești gata? Ești bine? Sunt un pterodactil. Cred că... Da, ești exact un pterodactil. Doamne ferește cum arăți. Bă, ți-am zis că mergem să ne plimbăm cu mașina, nu că facem exorcizări, eu clar nu-ți fac nicio exorcizare. Bă, lasă-mă băt, bă, ție îți lipsește ceafa, bă, ți-ai ajuns direct în bărbie și tu-mi zici mie. Vrei să te spăl cu buretele? Spune, vrei să no, te spăl? Nu, ies afară! Vine, dați-mi drumul de aici, dă drumul din casa asta! Rup ușa, o dau în două! Lasă-mă să te spăl, mă, vină încoace, unde fuci? Bă, omule, bă, vină mă încoace, mă, bă, nu rupe mă ușa, bă! Mă duc singur! Bă, o să faci insolație, n-ai șapcă în cap, băi, netremnicule, nătângule care ești! You are loco in the head, my friend! Vrei să-ți dau cu asta? Nu da mă cu aia, bă, bă, pleacă mă de aici, mă, nu te mai primesc înăuntru. Hai să te văd ce faci. De casă. Nu mi-ai spart mă nimic. Vino cu ace și ia-ți echipamentul, ia-ți echipamentul. Bă, vei bă, omule. Iau, ăsta e echipamentul meu. Bun, deci ia și tu pușca asta, gloanțele, vino cu ace să-ți iei mâncare. Uite, ți-am pregătit aici o mâncare perfectă, asta de pe jos e a ta. Da, e așa. Bă, omule. A fi sau a nu fi? Abracadabros! Realizezi că ții un plici în mână cu care omori muște și nu reușești să-l ții cum trebuie? Da, iată. Ieși afară, muscă, ce... A pierdut pliciul. Bă, ia-mă mâncarea de pe jos, că o să-ți fie foame la drum. Ce este, a prețel? Un căcat pe băț, exact cum ești și tu în viață, un căcat pe băț. Da, ia mănâncă-l, mănâncă-l căcatul pe băț, nu mănâncă mai niciun căcat pe băț, mă, eu mi-au cârnațul, bă, uite, cârnațul. Am luat cârnațul. Și mi-au și croissantul, am luat croissantul și pușca. Baga asta în mașină. Stai, stai, ia, nu, ia tu, ia fii atent. Ce e astea? Te aștept aici. Unde mă aștepți tu, mă, pe mine? Aici. Ba, am luat țigări, am luat piu-piu. Cum încarci, mă, pușca asta? Dau cu șasta de ea, dau, de ea dracii. Dau ca ea să o rup în două. Lasă-mi, bă, ușa, bă, m-am chinuit mult pentru mașina asta, mă, netremnicule. Nici o șansă nu mai are. Ieși din țățănii, ieși din țățănii. Bă, stai, bă, stai. Gata, am pornit. Dar de ce țin o pușcă în mână și cu una țin volanul? Bă, ia să vedem ce e aici. Avem ce asta. Bă, o... nu merge mână, nu merge mână. Ce-ai făcut, mă, cu ochii aia? Ce faci? Oh. Bă, stai așa puțin. Stai puțin. Am pornit luminile. Cum am pornit luminile? Cum? Bă, nu văd. Stai că cer să fumez. Am lăsat frâna de mână. Bă, bă, ia, uite. Bă, bă, mi-ai, bă, mi-ai stricat ușa la mașină. Bă, n-am, bă, tu ești cu mâinile în ușă, bă, și tu-mi zici mie, date, bă, stricat, bă, că mă pun în spate, ia, hai. Bă, uite ce-mi faci la mașină. Uite ce... Oswald, Oswald, bă, o strici. Dă-te jos, dă-te jos în secunda de față, dă-te jos din nu mașina mea. Nu mă dau jos, eu stau aici, pe mine mă conduci, mă duci la strand astăzi. Bă, dacă nu mă duci la strand, jos. Îi zic lui mama și te bati, mă, te bati, te rupe în bătaia, eu zic, te rupe în bătaiei. Bă, omule, uite-te în ochii mei. Dă-te jos din mașină și repară-mi ușile că nu merg nicăieri așa, uite-te și tu. Mă culc puțin, da? Hai că ne auzim. Bă, vino încoace. Acum vii. Bă, stai, bă, că trece noaptea la mine, s-a făcut zi. Bă, cum? Deschide-mi ușa la garaj. Bă, la tine e noapte? Se face noapte. Bă, ieși mă din ușă. Ieși mă. Bă, mi-ai stricat. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Mi-ai stricat ușile la mașină, băi, netremnicule. Pune-mi-le la loc. Ups! Bă, deschide gata. Ușa la garaj. Vino cu acești da. Ajută-mă să deschidem ușa la garaj. Eu nu știu cum ies din ea. Păi normal că ești un imbecil. Cum ajutor. Adică? Bă, deschide. Doamne ferește că. Ia mă că ți-am rupt ușa cu totul. Hai și ieși cum... De că nu știu cum ies. Bă, uite, bă, ai pus un picior afară, mă. Bă, dă mă ușa, mă, nu mai pune mâna, bă, pe ușa gata, mea. Gata. Pune ușa înapoi. Păi da, nu știu să o pun. Dă-mă cu ușa aia, bă, că nu te pricep de să-mi trai palme de nimic, mă. Gata, e pusă. Bă, uite ce ai făcut, mă. Mi-ai stricat portbagajul. Bă, tu te duci, le iei mâna, dai cu ele de pământ și îmi zici: "Bă, uite ce ai făcut, bă, ai stricat portbagajul. Lasă-mă, mă, în pace, dă-te că conduc bă, eu, vreau că să pun... nimic." Uite-te, bă, incredibil. Bă, pornește-mă mașina asta și dai cu spatele. N-am pornit radio, e off light, touch. Am zis să taci. Bă, pornește-mă mașina asta odată. Dar radio-ul la maxim, îl auzi? Da, îl aud, se aude bâz. E bine atunci. Și la tine se aude la fel. Bă, nu știi să conduci o mașină, mă, că n-ai carnet în viața reală. Dă-te jos. Nu știu cum să tai așa, că nu-mi dau seama. Bă, trebuie să tragi frâna de mână. A, așa e. Dă-te cu spatele acum. Păi nu pot. Păi normal că nu pot. Doamne. Păi mă blochează ușa sau ceva.
Bă, dă-te jos. Dă-te jos. Bă, am totul sub control. Mamă, ia. Bă, mi s-a... Uite ce mi-ai făcut cu ușa asta. Uite-te și tu. E în pământ. Bă, uite-te la... Bă, e groaznic. Ia mă, ia și ușa asta de aici. Bă, dă-te că mă urc în mașină. Hai că eu am plecat, că nu mai stau cu tine aici, că deja e groasă. Uite-te, tu s-a făcut și noapte. Uite-te cum face mașina asta, mă, de la... Așa se conduce, tu vezi? Tu vezi cum se conduce? Am scos aia de sub mașină, că tu ești prea inapt să o scoți. Spune-mi și mie, tu vezi cum se conduce? Da, dacă o conduci bine... Mă, că... Ia deschide capota asta. Bă, dar ce mi-ai pus mă aici, mă, că nu mai pot să dau cu spatele? Îți scoat capota din ea, ia. Bă, nu scoate, mă, motorul. Bă, scoate căcatul... Scoate căcatul ăla de ușă din drum. E un zid. Bă, omule, am o ușă pusă sub roți. Uite, am scos ușa asta de la mașină. Ok, cum o las jos? Așa, am găsit. Cum să scot ușa asta? M-am culcat. 10 seconds later. Bună dimineața. Ce s-a întâmplat cu ușa, cu mașina? Deci nu știu despre ce vorbești. Cât ai fost tu plecat? Bă, să dormi. E întoarsă. S-a întâmplat inevitabilul. Sunt blocat în mașină, omule. Au venit să ne fure. Bă. Și a zis, din casa s-a mustat. Bă, scoate mama din mașină. Bă, nu pot să te scot. Stai că scot chestiile astea. Oil tank, motor. Omule, colan. Ce faci? Scot astea, ca să fâpuș. Ah, ok. Ups. Imediat. Bă, mi-ai scos toată... Bă, mi-ai stricat mașina, mă. Bă, era stricată, sincer. Bă, mi-ai scos... Bă, ăsta este oil tank-ul. Ăsta am nevoie de el, înțelegi? Ia uite-te tu. De ce facem noi aici? Ia uite, ți-am găsit prietena, bă. Ce prietenă mi-ai găsit? Asta cu care o ai tu de mult. Schide ușa asta. Ia. Bă, lasă-mă păpușa gonflabilă, mă, că nu trebuie să știe nimeni de Dolores, bă. Bă, eu cred că e numai bună mașina. Hai că mă urc în ea. Pornim radio-ul. Pornește-o. Nu mai merge radio-ul. Nu cred că mai merge mașina. Uite-te cum arată. A, bă, da, radio-ul merge, e ok. Bun, te rog frumos să nu mai ruinezi nimic din ce e aici. Uai, lei, de când stăm aici s-a crescut verdeața afară. Uai, ce frumos, a venit primăvara. Taie iarba tundă. Te rog frumos, vino cu acea și ia pușca asta, că sunt foarte mulți șerpi aici prin iarba asta. Și vino să mă ajuți, că trebuie să ieșim la drum. Să te prind că mai dezmembrezi mașina, naibii, nesimțitule. Ți-am zis să-ți iei pușca ca să te împuști în cap, mă, că ești un dobitoc. Ce faci, nu mai vorbești? Alo, ești bine? Ce faci acolo? Trag. Ce tragi? Cox, ce să trag? Păi te văd că tragi cox, bă, că zici că ești turbat. Urcă-te, mă, în mașină odată. Da, ușa nu mi-o închizi. Am lăsat frână de mână, am închis ușa. Hai, în sfârșit pornim la drum. Ce faci? Încerc să iau ce... Ai luat tot ce trebuia din casă. Ce? Nu știu, cum ar fi chestiile care ne trebuie. Bă, ce e asta? Ce? Iepurele ăsta! Eu nu văd, mă, niciun iepure. Bă, fără să vreau. Bă, mi-ai dat jos, fără bă, să vreau. Cum scap de chestia asta? Bă, scate, bă, arma aia, că nu putem să mergem cu ea. Gata, am scăzut-o. Așa. Ia să vedem ce avem noi pe aici. Ne așteaptă, da, în drum lung în față. Stai puțin, că încerc să iau o de-asta, să fumez și eu ceva cât mergem. Da, bă, ține-mă mașina asta dreaptă, că trag de volan. Bă, nu trage-mă de volan, mă. Bă, îți opresc mașina. Bă, du-te în spate și culcă-te, mă, dacă ești așa nervos, bă. Eu vin acum. Bă, ce faci, mă, te-ai pus pe locul meu? Ia uite cum sunt aici, dă-i! Unde ești? Grason, hai! Ai grijă pe cine faci tu? La primărie! La primărie? La primărie vreau să mă duc, am de vorbit cu primarul județului. Dar tu, te întreb sincer. Deschis ușa la mașina! Bă, închide-mă ușa că facem accident! Nu se închide! Uite-te la ea! Închide-o, bă, omule! Tu ai pus aici în spate să mă omori! Să mă omor m-ai pus! M-ai pus să mor! Vrei să mor! Ești deja o persoană moartă pentru mine. M-am pus în față că poate pot să trag și o... Tu ai luat harta? Wow. Ia uite-mă. Mamă, ce-am ocolit o groapă, bă! Eu am luat doar arma. Doamne, doar arma, ai luat-o? Dar unde mergem? Mergem... Păi să găsim și noi ceva, nu? Uite, un căcat. Bă, suntem pe roșu. Cred că rămânem fără benzină. Cum adică să rămânem fără benzină, mă? Păi oprește la o gând asta, stație de petrol. Dar tu vezi că mergem non-stop și nu găsim nimic pe aici. Păi dă-i și tu mai repede, nu mai faci așa! Mamă, tai asta. Ce-mi tai tu mie? Bă, dacă mă enervezi, trag de frână de mână acum. Acum trag de frână de mână. Am tras. Bă! Țină! Trage-o la loc! Trage-o la loc! Oh, Doamne, gata. Gata. E sus sau jos acum? Bă, lasă-o, mă, jos, mă! Nu știam unde e. Te rog frumos, nu mai umbla că nu tu ești șoferul. Bă, ce umbli, mă, aici? Bă, nu mai... Bă, lasă-mă frâna de mână. Bă, omule.
A, uite, pot să trag de asta să mă văd aici. Lasă-mă să pornesc în ochi. Oh. A, bun, acum trebuie să o reparăm. Dă-te că... Trebuie să o reparăm? Bă, nu-ți pasă că am dat cu capul de volan și am împrăștiat sânge aici peste tot? Unde? Aici. Bă, uite ce ai făcut. Trage frâna de mână să nu plece nici chiar. Nu trage mă frâna de mână, mă, că plecăm. Bă, deschidem pala solarul, că din cauza ta am făcut accidentul. Păi ce e deschis, ca să nu țintă soarele în ochi. Uite, ca să vezi mai bine și în spate. Bă, lasă-mi, bă, bă, da, ia bă. Să văd ce pot să fac. Bă, omule, sincer, da. Acum, mai bine mă duceam singur în aventura asta, mă, lasă-mi oglinda așa, bă, cum trebuie. Nu știu unde mergi, mă, cum adică să te duci singur? Poate găsim și noi o dacă. Ce frumos sunt în oglindă, ia uite-te. Bravo. Ce se întâmplă? Vreau să fără benzină, trage frâna de mână, ești nebun. Dă-te, mă, că nu, băi, deci să stragi palme, mă, lasă-mă, verific eu acum situația. Ia da. Verific-o. Bă, mi-ai scos motorul din mașină. Ăsta nu e bun, ăsta nu e bun. Bă. Hai să vedem dacă avem altul. Am făcut pană? Nu mai avem benzină, omule, ți-am spus să aduci benzina, uite, e empty. Unde? Aici, ce pipă e acolo? Ce să văd dacă e empty? E empty, da, situația nu e roz. Trebuie să mergem pe jos acum. Uite, uite un iepure, scoate pușca. Hai să-l umărăm. N-am gloanțe. N-ai gloanțe. Păi dar n-aș știa că trebuie să le ia și pe alea. Ai zis ia pușca. Doar tu ce ai luat de acolo, ia zi. Nimic. Aha, și după aia zici uite mie, asta, măcar pușca. Ca să spălăm. Aha, și măcar îți dau cu pușca peste cap, bă. Știi ceva, hai pe jos, poate găsim ceva pe drumul ăsta. Ce să găsim, bă, că sunt animale și atâta. Păi dar mașină nu mai avem oricum. Păi da, și mai bine murim, nu? Mai bine stăm lângă mașină, bă. Bă, dar ce cu iepurele ăsta? Bun. Mai avem o șansă acum să plecăm la drum și trebuie să facem cum trebuie. Te rog frumos să-mi deschizi portbagajul. Ce faci, mă, omule? Niște... Vrei să dau cu katana asta în cap? Bă, deschidem puțin portbagajul. Bă, omule, liniștește-te puțin, bă. Bă, lasă-mă puțin, bă. Deschide portbagajul, ți-am zis. Îl deschizi singur, că ești inapt. Vreau să las chestiile astea aici. Ah, ok. Bun. Păi atunci hai să punem și asta. Copa de ne trebuie. Ia benzină. Ce-ai pus? Am pus... nu știu am pus, sincer. Uite, ăsta. Uite, avem 5 litri de benzină. Avem 100 de dăstea. Poți să... Bă, da, lasă-mă ce în spate. Uite, putem să luăm un dăsta, în caz că ne trebuie, să reparăm mașina. Bun. Caută-mi și mie rezervorul, te rog eu frumos. Da, pot să pun ceva în mașina asta, că văd că nu mai pot să mai pun nimic în ea. Stai așa, mă, puțin. Unde e rezervorul la mașina asta? Bă, da, scoate-mă katana aia din mână, că eu nu mor cu tine cu katana în mână. Nu pot, ia. Hai că-ți scot, îți deschid ușile să-i dai, da? Ok. Stai să mă urc, mă! Bă! Hai să pot! Bă, stai, bă! Bă, vină, mă, încoace, mă! Hai că poți, hai că poți. Bă, ce fa, mă? M-am urcat, dă-i! Ce-i asta? Păi hai să, bă, sună la poliție, bă! Nu am, mă, nu, n-am bani, că trebuie să bagi bani să sun la poliție. Stai că sun eu. Nu suna, mă, la poliție că nu merge. Am sunat. Bă, stai, bă, mai păcăli, mă, să mă dai afară din mașină, mă. Dacă, dacă și nu, nici nu aveam frâna de mână trasă, era și mai bine. Dă-i drumul, mergi. Hai, ține-te, da? Mă țin. Ai okay, climă da. La mașina asta. Da, mă. Uite-te câtă uite, benzină bă, mai e ceva avem. Acolo, e ceva acolo, stai așa. Mai unde? E ceva. Unde pare mă ceva duci? Aici, uite. Ce e aici? E, bă, de aici începe drumul, omule. A, da? Da, nu-i pe aici drumul. Întoarce că nu știi să conduci. Păi de să știu, bă, că nu-i pe aici, că am văzut ceva și am găsit oricum mai multe decât ai găsit tu de altă trecută când ai condus, da? Da, cine vorbea, bă, că mă culc de nervi imediat. Ia culcă-te. Nu mă culc, că nu vreau, dar ce-mi zici tu mie ce să fac? N-ai tupeu. Vezi că am pus niște haltere pe bancheta din spate, poți să te dai, poți să-ți dai cu cap. Am văzut. Poți să dai cu cap în ele. Păi da, de-aia și las atâta fum în spate mașina. Las fum? Lași. Bă, e mai bun așa să lase fum, da? Ai ia, grijă pentru ce bine conduc eu. Stai să-mi trag parasolarul ăsta să mă bată soarele în ochi. Stai să trage-l îmi selectez tu. Asta, să-mi o pun spre mine. Bă, asta e oglinda șoferului, mă, las-o așa să văd eu ce trebuie. Da, este oglinda șoferului, du-te mă de aici, mă. Bă, las-o să văd eu ce trebuie, ia uite. Activează dracului clima la mașină, ești nebun la cap. Radio? N-am radio pornit. Sau radio, bă, se încinge motorul, uite, e ceva roșu acolo în bord. Da, e resturațiile. Ești sigur? Nu știu exact. Bă, dacă da. Rămânem aici în mijlocul deșertului. Nimic, că am făcut bine proviziile, deci n-avem ce să pățim de data asta. Schimbăm tot, motor, ulei, îi băgăm de toate la mașina asta. Ești sigur? Acolo. Ah, ok, m-am speriat. Dar n-ar trebui să găsim ceva pe drumul ăsta. Deschide, bă, clima, așa. Așa se deschide clima la mașina asta? Da, așa e, trebuie să mergi cu ușile deschise. A, ok. Ești mai aerodinamică, știi? Acum mamă, parcă ce simți, cu tufișul ăsta? Simți că ți-ai zborul acum. Păi tu ești sigur că știi ce faci? Eu, da, atâta timp cât e drumul drept, n-am nicio problemă. O să-mi închid ușa în caz că o să cădem. Să cădem? Da. Eu îmi pun centura. Poți să spui ce...
M-am urcat la locul tău. Wow, scuze, n-am vrut. Sincer îți zic. Am vrut să văd de cum e la șofer. N-ai văzut destul? Închide-mă ușa aia că e periculos să mergi cu ușa deschisă. Am închis-o. Ia uite ce trage asta, trage frâna de mână. Băi, tu crezi că frâna aia de mână chiar funcționează? Bă, se aude ceva când trag de ea. Așa am programat eu să se audă. Bă, mi se face frică când mergi cu viteză așa mare. Pornește și tu radio-ul. Da, bă, ia fă și tu ceva, da? După ce că eu fac totul aici. Pe ce frecvență e? Nu știu. Bă, nu mai fii atent. Bă, uite-te la drum că mă descurc. Ia, stai, e ceva aici, oprește-te. Benzinărie, dă-te jos. Hai să alimentăm. Bun. E stricată, mă. N-are, mă, cum. Uite, am găsit mâncare. Eu am găsit gulanțe, dar nu știu cum le folosesc. Eu am găsit mâncare, am băut și am mâncat ca să-mi fie bine. Hai să lustrim puțin mașina. Bă, dar tu n-ai închis motorul? Nu. De ce? Că oricum mergem, haide. Stai, am verificat puțin ăsta. Dar stai puțin, mă, unde pleci fără mine? Bă, nu mai, n-avem timp, suntem imediat pe roșu. Uite-te câtă benzină mai avem. Nu știu cum văd așa ceva. Dar trebuie să scrie în bord acolo. Bă, am un 4 și încă ce un face 4. Chestia asta? Ia uite. Nu știu, ce face? Nu știu, ce uite, e? Vezi, ți-am pus brăduț aici, vezi? Îți place? Mi-ai pus brăduț? Da. Cum jos brăduțul ăsta? Bă, nu te-am că nu-mi place mie să miroase frumos. Ai grijă cum mergi, te rog, că mi-e frică. 10 seconds later. Aaaa, accident! Liniștește-te că e tot ok. Hopa, ce se aude? Ai stricat motorul. Ai stricat-o. Poate am stricat motorul, dar eu încă merg cu ea. Bă, ce face butonul ăla de sub volan de la tine? Da, crezi că știu. Am apăsat pe el, uite. Pornește mașina. Am ieșit pe afară. Jur că nu mai merg niciodată cu tine mașina. Ce faci? Hai să-i punem motorină, că cred că de aia nu mai merge. Trage frâna de mână. Bă, suntem afară. Uite-te ce avem aici. Dar caută rezervorul, că eu n-am găsit rezervorul la mașina asta. Bă, pentru că ești inapt. Se bagă clar la motor aici. Înțelegi? Ai găsit? Am scos numărul de matriculare. Pune la loc. Bă, l-am scos ca să nu ne mai vadă poliția. L-am scos și de pe spate. Lasă-l, mă, așa că nu vine nicio poliție. Am scos farul, uite, l-am pus la loc. Caută puțin rezervorul, omule. Bă, ce faci cu katana aia în mașină, nu mai flândura așa acolo. Alo, mă auzi? Orice e în spate acolo, l-am spart, l-am distrus. Că nu mai pot cu mașina asta. Să bubuie totul! Tu mai auzi ceva? Bă, eu nu înțeleg de ce urli. Ești bine? Totul țiuie! Ce țiuie? Ești bine? E de la căldură, ai temperatură? Cred că-ți țiuie mintea. Ajută-mă să găsim unde punem benzină. Odată! Eu nu m-am mai apropiat de benzina aia, că am explodat-o de atâtea ori încât îmi țiuie urechile în continuu. Cred că aici o să ne vină sfârșitul. Aici ne e sfârșitul. Eu te-am lăsat, hai. Bun, dragii mei. De mașină. Asta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Dacă vreți să supraviețuim deșert, nu uitați să bombardați butonul de like, subscribe, share și coment. Și ne vedem în turul viitoare, dacă mai trăim. Pupici cu sclepeci, pa, pa!